În zona de nord a Olteniei nu a fost secetă, iar căldura de la început de toamnă nu a făcut decât să dea aromă și dulceață strugurilor, spun oenologii vâlceni, care apreciază ca foarte bună recolta de struguri din acest an. Anul acesta a fost un an bun. Producția de struguri a fost bună, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ ne-am înregistrat undeva la 9 tone, 10 tone de struguri la hectar. Deci e o producție foarte bună, în special pe chiar și pe strugurii de masă, pe strugurii de vin și pe cei roșii. Un an bun a fost și pentru cercetătorii locali, care anul acesta au omologat încă un soi de struguri pentru vinul alb și așteaptă omologarea a încă trei soiuri, plus o clonă. Crâmpoșii aromate este un soi care a fost, în, a fost luat în studiu undeva la începutul anilor 2000, a fost continuat de echipa de cercetători de la stațiunea Drăgășani. Soiul a fost creat de domnul inginer Mărculescu Mircea. Anul acesta l-am omologat și este în curs de brevetare. Este un soi foarte valoros, este o hibridare sexuată între crâmpășie selecționată, creată la noi la staționat de la Drăgășani, și musca de Hamburg. Cât privește prețul vinului de Drăgășani, viticultorii din zonă spun că acesta nu o să crească, pentru că producția a fost bună.